Bună dimineața! Ce frumos este că biserica, chiar și, sau dumneavoastră, chiar și atunci când sunt condiții nefavorabile afară, ne-am adunat împreună să lăudăm pe Dumnezeul cel atotputernic, pe Iisus Hristos, aici în acest loc, și vă invit să vă ridicați și haideți împreună să-i cântăm lui Iisus. Capitolul 8, versetul 33. Am cântat despre acest Dumnezeu atotputernic
Și în timpul ce ne stă înainte, aș vrea să intrăm în prezența Lui, să ne închinăm, să-I dăm Lui inima noastră. Și vreau să citim această declarație atât de frumoasă, că nu este nimic care să ne poată despărți de dragostea Lui Dumnezeu. Haideți să citim de la Romani, capitolul 8, versetul 33. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor Lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta Lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea Lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia? Sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea Lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. O, Hristos, ce mare ești, ce har ne dai să fim în dragostea Ta. Am cântat, Tu ești Domn atotputernic. Tu ești Dumnezeul care controlează totul. Ai în mâna Ta întreg pământul. Ne-ai ieșit pe noi. Și astăzi venim să Te lăudăm, să ne închinăm, să ne așezăm la picioarele Tale, Hristos, pentru că Tu ești vrednic de toată cinstea, toată slava și orice dragoste măreață să vină un Dumnezeu și să moară pentru noi și să ne ierte păcatele și să fim în totul și cu totul al Lui. Haleluia! Îți mulțumim că nu ne poate despărți nimic de Tine. Dragostea Ta este atât de mare încât trece peste orice adâncime, orice legătură, orice întăritură. Doamne, Tu ești mai presus de toate. Haleluia! Slăvim astăzi numele Tău. Vrem să ne închinăm, să ducem inimile noastre și să Ți le dăm Ție, Tată. Vrem să ne iei în stăpânirea Ta. O, Hristos, Te rugăm, culește-ne de noi și umple-ne de Tine. Cel Sfânt, să putem să cântăm, Tu ești Domn atotputernic. Vocea îndoielii stinge-o iar, tot ce ai promis adu-mi aminte, teama s-o înfrunt cu al tău cuvânt. Spulberă bezna în jurul meu, când trec privări ridic în fruntea, printre lacrimi fi plăcerea mea. Yeah.
ce-ar veni în cale neclintit sunt, ești nădejdea mea. Nu e nimic să poată să mă frângă, ești nădejdea mea. Orice ar veni în cale neclintit sunt, ești nădejdea mea. Toată inima în mâna ta. Toată inima eu o las în grija ta. Tu ești Domn în viața mea, mă las în grija ta. Toată inima eu o las în grija ta. Tu rămâne.
El se va întoarce, revelând de plin domnia sa. Când nu viață nouă El mi-a adus, pentru vecie m-a mântuit și moștenire mi-a dăruit.
veci cânta că-s fericit acum prin Iisus sunt mântuit în veci acea. Mm-hmm.
veci aceasta voi cânta astăzi de dimineață, luați un minut loc, vă rog frumos, pentru că aș vrea să vă invit să mai facem o rugăciune. Astăzi de dimineață, la timpul de părtășie, probabil că cei mai mulți dintre dumneavoastră ați citit 1 Samuel, capitolul 8. Și acolo găsim un om chemat de Dumnezeu, cu o ungere specială, un lider spiritual, un profet al lui Dumnezeu, un om care trăiește în acord cu voia sa. Dar vreau să vă spun că acest capitol pe mine m-a întristat astăzi dimineață când l-am citit. Și probabil că ați remarcat și dumneavoastră ceea ce se spune despre copiii lui Samuel. Copiii lui Samuel n-au călcat pe urmele tatălui său. Au fost corupți, au luat mită. Lucrul acesta a produs o nemulțumire semnificativă în Israel, de așa manieră a fost această nemulțumire că poporul merge la Samuel și spune: pentru că nu putem avea încredere în copiii tăi că ne vor duce pe o direcție bună, nu vrem ca ei să ne mai conducă. Alege-ne un rege. Dragii mei, nu știu exact ce simțiți dumneavoastră când citiți un asemenea capitol, dar vreau să spun că inima mea a fost foarte tulburată. M-am gândit la generația copiilor noștri, a nepoților noștri. Mă gândesc la generațiile viitoare. Cât de important este ca aceste generații să-L poată cunoaște pe Dumnezeu într-un mod personal. Și înainte de a ne pregăti pentru cuvântul Domnului în această dimineață, vreau să vă invit să facem o rugăciune pentru copiii noștri. Domnul să li se descopere. Vrea să ne vărsăm inima înaintea Lui cu încrederea că și Lui îi pasă de generațiile următoare. Și pentru Dumnezeu generațiile următoare sunt valoroase. De aceea vreau să vă invit acum, haideți ridicați cu toții pe picioare, să rostim această rugăciune specială înaintea lui Dumnezeu. Ne rugăm împreună. Doamne, îți mulțumim că Tu ești interesat de fiecare persoană în parte. Astăzi am cântat despre crucea Ta, amintindu-ne că este locul în care dragostea Ta s-a întâlnit cu dreptatea divină și a venit să salveze, să ne salveze pe noi de condiția în care ne-a dus păcatul. Doamne, venim acum și ne unim cu toată biserica și Te rugăm, binecuvântă generația tânără din biserica noastră, din țara noastră, Doamne.
mă rog în numele Domnului Iisus Hristos, descopere-te Tu lor, Doamne. Dă-le harul să Te cunoască pe Tine, Doamne, și să umble în teamă de Tine. Sunt atâtea provocări pe care le aduce lumea în care noi trăim. Dar, Doamne, venim să-Ți cerem Ție ajutor, venim să-Ți cerem Ție putere, venim să-Ți cerem Ție sprijin. Te rog, în numele Domnului Iisus Hristos, ajută-i și pe ei, Doamne, să poată croi cu picioarele lor cărări drepte pentru generația lor, pentru generațiile care vor veni. Și pe noi, Doamne, părinți, bunici, învrednicește-ne cu harul de a putea fi exemple pentru ei, de a putea să Te reprezentăm cu cinste, Doamne, în generația lor. Te rog să binecuvântezi adunarea din această dimineață. Ne încredințăm în mâna Ta și, Doamne, îți mulțumim pentru ceea ce Tu vei face. Slăvit să-ți fie numele Tău. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Când am pacea Domnului în inimă, furtuna spre chiar de-ar veni. Și atunci sufletul
Amin. Bine e în Domnul. Puteți să ocupați locurile.